să învățați poezia de la început. Și poezia la început a fost o poezie cu rimă. Și rima este și, să zic așa, un dans al cuvintelor, o muzică a cuvintelor și voi asta trebuie să învățați, da? Deci ce vreau eu să recapitulăm? Ca voi să rețineți, un scriitor bun este în primul rând un mare cititor, da? Și el întotdeauna zilnic citește ceva. Deci eu chiar vreau să vă rog ca voi acasă când mergeți, să nu așteptați să vă întrebe mama, dar tu ai ceva de citit? Da, ți-a dat doamna învățătoare, da, aveți ceva de făcut? Tu întotdeauna trebuie să ai o carte pe care tu alegi tu, da? Și să citești, este un jurnal de lectură. Să iau un caietel pe care scrie jurnal de lectură, nu știu, Cristescu Mircea, da? Și acolo îți notezi ce îți place ție, că e jurnalul tău. N-are treabă cu jurnalul tău nici mama, nici doamna învățătoare, nici doamna președintă, nimeni nu are treabă cu jurnalul tău. Este povestea ta cu cartea ta. Și acolo îți notezi, personajul ăsta îmi place, dar personajul ăsta l-aș fi creat altfel, da? Eu i-aș fi făcut un alt final acestei cărți, da? Este jurnalul tău. Poate chiar unele fragmente ai zice, dar eu pot să rescriu acest fragment cum eu aș scrie. Și atunci jurnalul tău de lectură se transformă într-un jurnal de scritură. De aceea și vă spun că este o etapă foarte bună. Voi puteți să desenați ce vreți acolo, să scrieți ce vreți, să folosiți culorile pe care le vreți. Eu aș vrea înainte de a merge spre text. Voi aveți doar aceste foi, da? Da. Dar puteți să le întoarceți, da? Hai partea cealaltă să fie maculatorul și partea lineată să fie varianta unde vom lucra mai cu curacul. Eu aș vrea ca voi acum să vă notați, dar să nu vă uitați la decim. Da? Să vă notați niște cuvinte cheie. Știți ce înseamnă cuvinte cheie? Da, da. Nu sunt cuvintele care descuie ușa la bibliotecă. Nici măcar nu încapă niciun lacăt. Adică încap în lacătele sensului. Așa? Asta ai vrut să spui și tu. Așa? Hai să găsim niște cuvinte cheie pentru iarnă, Crăciun, da? Sărbători. Fiecare pe acest maculator își notează până la 5 cuvinte cheie. 5 cuvinte cheie despre iarnă și sărbători, da. Și Crăciun, da? Dar nu vă uitați la vecini, că trebuie să fiți originali. Un poet întotdeauna. Să spunem iarnă și Crăciun. Ce vă vine în cap? 5 cuvinte cheie. Le-ați notat pe poliță, deja. 5 cuvinte. Așa, foarte bine. Așa, eu vreau ca tu să citești aceea cu supărarea. Cine sunt supărarea? Da. Da, hai ține, da, e brav, tare. Gheață rece ca supărarea, zăpadă albă ca mirarea, schiază copii pe dealul galbe, sărbători fericite și alte. Așa, mi-a plăcut, știi ce mi-a plăcut? Ea, în loc să compare supărarea cu gheața, ea a comparat gheața rece ca supărarea. Și așa a întors. Și poetul trebuie să știe să întoarcă cuvintele și conceptele. Te rog tu. Zăpadă cu pasul se așteptă gelul mare,
strângem o alenă, bradă, împodobit cu bucăierii, cu lopoței mici, zglobit. Foarte, și cuvântul ăsta zglobit la foarte mult să-l întâlnim și eu vreau ca voi să fiți niște copii zglobiți, te rog. Pe meleagul s-a strânut zăpada, iarna sunt foarte multe bucurii, clopoței sunt plini de strălucire, copiii se joacă zglobit. Da, ne influențăm unitate și foarte bine, te rog tu. Da. Zăpada este frumoasă și frumoasă, vine Moș Crăciun în casă, moșul dă cadouri multe la copiii cei cu minți. Fugi marcat pe afară, zăpadă minunată se aștene, brad frumos cu globuri argintii, Moș Crăciun te aștept să vii. Așa, și să vedeți că la ea verbul nu era vii, era suficient să schimbăm iată acțiunea asta să vii și deodată s-a făcut poezia. Te rog. Foarte bine, te rog. Seara vine Moș Crăciun, iar din cerul fulgi cad, copilași zglobii se joacă, este iarna cea curată. Așa, foarte bravo. Bine, această iarnă curată. Te rog tu. Crăciunul, în toiul iernii este timp de alaie, pornim cu plugul și e veselie mare, este zi de sărbătoare, când ne pornim cu plugul? Așa, e o întrebare, da? Când ne pornim cu plugușorul? Avem influențe folclorice. El a învățat un plugușor și foarte bine, poeții se inspiră și din ceea ce... Hai, te rog tu! Se aud copii, zâmbete în cor, cine oare vine? Vine iarna în zbor! Foarte, foarte frumos! Așa! Bună dimineața, orechiușă stângă! Bună dimineața,
Oare ce-a lumea care l-a văzut că era un picior? Doamne, ferește, vecine greiere, să n-ai o mână sau un picior, m-auzi, vecine? Eu aud, fiindcă am urechi, mă îndrozesc la gândul că le-aș putea pierde. Oricum mi le-a furat cineva, ori le-am strâns unde nu le găsesc. Oare unde le-am pus? Țin minte că le-am strâns, că le-am... Ura! Soare
Mirele, din cauza că prea ți-ai înălțat furnicarul. E și aceasta, dar nu văd soarele. Și fiindcă furnicarul se înclină și se poate dărâma peste căsuța mea. Nu am mai văzut așa ceva. Să se prăvălească furnicarul din pricina cântecului vecinului. Nu mai începe să cânte și eu nu mai am odihnă. Tot caut proptele. Dar de unde atâtea proptele? La atâta cântec prost. Că de când l-ai învățat să cânte? Am cumva vreo vină. Ce ai zis? Că dacă pun urechile la păstrare, trebuie să strigi mai tare. Ce ai zis? Am ajuns să fiu vinovat pentru că de ce nostru îmi cântă puțin cântecele. Cine-i vinovat? Pe mine mă întreb. De cine? Ia amintește-mi cântecul, că mi se pare că nu-l cânt chiar corect. Vreie roșii serile cântă de spus și din nou stelele se ridică în sus. Vecine, vecine, se îndreaptă! Așteaptă, așteaptă vecină, că mai aveți de cântat. Ți se dărâmă furnicarul vecină. Din cauza urechilor te pot ajuta cu ceva? Pot să mă ajuți! Pot să nu cânti! Cum așa, vecină? Pe vecinul Gael îl implor să cânte, iar pe mine mă implor să tac. Astfel cu ce să te ajut eu? De cântatul tău mi s-a prăvălit furnicarul. Eu nu pot cânta, vecine Gael. Eu nu pot cânta. De-al tău, de-al tău. Ia pornește să cânt și privește la furnicarul meu. Greierașii săi, de cântecele tale, voi și amor de furnicarul meu. Mie mi se pare că cânt și eu aproape frumos. Deci tu îți folosești urechile și tu le pui în cul, să nu le folosești. Urechile? Dar piciorul, nu îmi pun în cul urechile. Dar tu îți speli urechile. Cum să nu? Când plouă, îmi scot mai întâi o ureche în ploaie. Apoi, altă dată, când plouă, îmi scot și eu cealaltă ureche. Respăl? Cum să nu? Dar ce are spălatul urechilor cu cântatul meu, vecină? Că tu n-ar vrea să ți se dărâme furnicarul din cauza cântatului meu. Ia, ascultă și privește greierii, cum își îngrijesc, cum își curăță, cum își spală urechile de cântatul tău, trăsnindu vecine. Ascultă și privește! Bună dimineața, urechiușa stângă! Bună dimineața, urechiușa stângă! Bună dimineața, urechiușa dreaptă! Bună dimineața, urechiușa dreaptă! Hai trezește, urechiușa stângă! Hai trezește, urechiușa stângă! Hai la spălat, urechiușa dreaptă! Hai la spălat, urechiușa dreaptă! Bună dimineața, greiere mărite! Bună dimineața, greiere părinte! Bună dimineața, greierașilor! De la florile mai dragi, luați rouă ca să aveți urechi curate și auzul plin de cântece, plin de frumusețe. Rouă picură pe toate florile mirismate dimineții. Ca să avem urechi curate și auzul plin de toate frumusețele. Iată tam cu greiere, după ce ți-a clătit urechile cu rouă din florile mirismate. Te pot să-mi spun și eu urechile la fel ca greierașii. Spală-ți-le, vecine! Să asculți, să auzi cum se cântă. Ce înseamnă să ai urechi sănătoase la locul lor? Dacă știm că așteptați cântecul greierașului, cum să nu cântăm? O să cântăm, nu-i așa? O să cântăm! Cântecul când ne-a așteptat, e păcat să nu vie. E mare păcat, cel mai mare păcat, cântecul când ne-a așteptat, undeva să întârzie. Fără cântecul drag, ce firesc cu rechiușii? Iar îmi schie ce prag de așteptare și drag, la deschise plâng ușile. Cântecul când ne-a așteptat, e păcat să nu vie. Cântecul când ne-a așteptat.